A sosit timpul să facem dreptate. Din puterile Carpate și neobosită vrere, luptă pentru libertate. Azi pământul tău o cere, luptă pentru libertate. Sfârșitul anilor 80, luna august, Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Sute de mii de oameni au venit să ceară readucerea acasă a limbii române și alfabetului latin. Numele istoric al poporului nostru, numele de român și denumirea limbii acestui popor, limba române. Unul dintre cei care a pledat pentru ruperea de Imperiul Sovietic și restabilirea adevărului istoric este Alexandru Arseni, semnatar al Declarației de Independență. Evident că nimeni nu se gândea că vom ajunge la independență. Da, s-a pus problema suveranității și s-a adoptat Declarația de Suveranitate la 23 iunie 1990. Și societatea mergea înainte, mergeam pas în pas. Deci, Parlamentul găsea soluții la cerințele poporul. Și atunci când s-a făcut acea lovitură de stat în Moscova, toată societatea s-a trezit și a spus că mai departe noi așa nu putem să mergem. În acea perioadă și Dumnezeu ținea cu noi, timp frumos, oameni veseli, au venit pe jos, nu cu transport, cu nimic, de la Naslav, Cerșul Giugiuleț. Au mers prin raioane, erau cazați, hrăniți și împreună două zi plecau mai departe. O libertate sfântă, libertate, din slobozi și sate neșteptate. Nu știu dacă găsesc cuvinte să descriu acea frumusețe care forfotea aici. Azi numai, noi am fost fericiți că am fost participanți la acel fenomen de, aș spune, chiar trezire națională, de sentiment, de demnitate și de dorința și posibilitatea de a schimba ceva. Era o frumusață de nedescris. De aceea, adunarea națională a început activitatea, deputații noi am fost prezenți aici, după aceea s-a luat pauze, ne-am dus în Parlament și am legiferat voința poporului pentru independență, adoptând respectiva declarație de independență, votând-o nominal fiecare deputat în picioare, cum da și semnătura pe declarație. Parlamentul Republicii Moldova, ales în mod democrat, unanim, a adoptat declarația despre independența Republicii Moldova. Victorie! Victorie! Oamenii din nou au aplaudat și au început să se repartizeze. S-a încins Hora Unir. Hai să întindem hora mare, mai aici, mai colea, mai aproape de hotare, până-n Basarabia. Emoții, știți? Ca semn bun că s-a făcut un lucru sincer, cinstit, din suflet, Bunul Dumnezeu ne-a dat și o ploicică, adică a fost udat această sărbătoare. Tot în acea zi, deputații primului parlament au votat și imnul noului stat independent. Domnul Cadârpe, atunci prim vicepreședinte a Parlamentului, a spus, în așa caz trebuie să avem și imn, că este un semn de stat. Și dumnealui a propus să votăm imnul deșteaptă română. Și l-am votat. Mai puține voturi, dar e suficient pentru lege ca să fie deșteaptă română. În 94 el a fost abrogat de către parlamentarii agrarieni, Parlamentul 94-98. Alexandru Arseni spune cu regret că după 25 de ani de independență, Republica Moldova a ajuns într-o situație mult mai proastă decât era în anii 90 și nu întrunește toate elementele unui stat independent. Economie nu avem, securitate nu avem, securitatea financiară e dusă la pământ, dar fără finanțe, fără buget, economie, nu construiești societate, nu construiești statul individual. Deci,
le arde, le spor. Din declarații ca act a rămas fondatorul. Dar din esența ce înseamnă independența unui stat, avem foarte multe restanțe. Întrebată dacă această republică are viitor, vă spun că nu. Unica, să spunem, posibilitate de a mai integrarea în Uniunea Europeană și împreună cu România. Alexandru Arseni are un mesaj pentru românii basarabeni. Să ridice capul sus, să-și trezească demnitatea pe care o au, dar e puțin s-o ofilit, și să gândească la viitor. Facem dreptate în puterile Carpate și neobosită vrere luptă pentru libertate. Azi pământul tău o cere, luptă pentru libertate. Azi,